Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Este un moment greu pentru mine, este un moment înălțător. Nea Ticu, îți mulțumesc frumos că m-ai dus la această... Cum se cheamă asta? Un spider, nu? Da. Un spider. Ce avem aici, Nea Ticu, astăzi? ADRN Nord-Est, Agenția pentru Dezvoltare Regională. Fii atenți aici. Profesionalism, inovare, evolution. Evolution. Dragii mei, suntem astăzi la Siret. Astăzi la Siret, o să vedeți în minutele care urmează, s-a băgat banii în niște clădiri sau în ce? În niște clădiri, nu? La Siret s-au băgat banii în niște clădiri. Uitați-vă un pic pe panoul ăsta cu ADR Nord-Est. Ce frumos, ce frumoasă este agenția. Ce frumoasă este zona de Nord-Est. Ticușor, uite-te un pic. Asta nu e la agenția, asta e la Bacău. Asta unde e? Pe centura Bacăului? Nu cumva? Asta e pe, acolo la Bacău, pe auto... Nu-i la noi, nu-i la noi, nu-i Nord-Est, e altceva. E din alt film. La Siret astăzi, o să vedeți în minutele următoare, se va întâmpla un fel de capăt de linie pentru un proiect european. Se vor inaugura astăzi niște clădiri și o grădiniță, un liceu la Lați cu Vodă, o școală profesională. Teoretic, astăzi aici s-au pus bazele a ceva, ceva bun. Tare mie însă, și o să vedeți mai departe, după ce veți asculta pe domnul vostru, Ticușor, arată unde vor sta domnul aici va fi, aici vor fi oameni grei, o să-i vedeți, oameni spălați, nu orice fel de ziarist, dar cum spunea cineva, lu pește prăjit, nu? În sos de smântână, că aia așa e la noi în Bucovina, pește prăjit în sos de smântână, dragii mei. Până la chestii din astea, va mai dura. Deocamdată, ce putem noi produce? Agenția de Nord-Est, regiunea de Nord-Est, tot îi dau cu agenția că tot îmi vine în cap ADR, nu? Ce producem noi în Moldova e mână ieftină de lucru pentru Uniunea Europeană. Atât și nimic mai mult. Dacă o să vă convingă domnii care vor vorbi mai îndată, jos pălăria, succes. Dacă nu, să nu uita ce v-am zis. Hai să-i ascultăm pe băieții ăștia și după aia mai discutăm. Astăzi Siretul se află în inima Europei. De ce spun asta? Pentru că începând de astăzi, de o lună, toată Europa va fi ochi pe Siret și pe investițiile făcute aici din fonduri europene, pentru că este parte din campania Europa în regiunea mea. Acum un an și jumătate, cred că în mai anul trecut, când am fost contactați ca agenție să selectăm o comunitate pe care o considerăm emblematică din atragerii de fonduri europene, noi am ales Siretul. Și trebuie să spunem că avem în regiunea noastră 46 de comunități urbane și 1000 de proiecte finanțate prin programul operațional regional. De ce am ales Siretul? Acesta este răspunsul pe care îl căutăm în întâlnirea de astăzi. Dacă vă plac cifrele, putem să vă spunem că într-o comunitate de 8.000 de locuitori sunt 9 proiecte implementate în valoare de 26 de milioane de euro. Dacă vă plac cuvintele, putem să vă spunem la noi acasă e meserie. Cei care ne ajută să răspundem aceste întrebări, de ce Siretul, sunt domnul director adjunct Antonio Mustață, care este coordonator pe fiera tehnologică a acestui colegiu tehnic, cu o tradiție de peste 120 de ani, care a trecut prin diverse etape și denumiri. Domnul director general al ADR Nord-Est, domnul Vasile Sanței, și avem onoarea să avem și reprezentanții Comisiei Europene, prin domnul Florin Rugină, directoratul general pentru politică regională și urbană. De asemenea, gazda noastră de la Siret, domnul Adrian Popoiu, primar, care a coordonat, inițiat și a fost făcută de rezultatele acestor proiecte. Domnule director Mustață, suntem în casa dumneavoastră. Ne spuneți bun venit? Da. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi colegi și elevi. Sunt încântat să vă urez bun venit la conferința de astăzi despre campania Europa în regiunea mea și despre beneficiile pe care realizările implementate cu suportul financiar al Uniunii Europene le aduc comunității din Siret și întregii regiuni.
Suntem în acest amfiteatru nou, modern, care face parte dintr-o clădire nou construită, de tip demisol, parter și etaj, pentru filiera tehnologică, în care s-au înființat și dotat cu echipamente de ultimă generație, laboratoare și ateliere din domeniile mecanică și industrie textilă și pielărie, în cadrul proiectului construcție și dotare de ateliere, laboratoare și amfiteatru, în cadrul Colegiului Tehnic Lați cu Vodă. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Mă bucur sincer să fiu astăzi aici, din cel puțin două motive. Unul este că am așteptat cu interes și colegii mei știu și domnul primar știe să vedem acest proiect finalizat, pentru că îmi doresc să ne lăudăm cu un proiect bine făcut într-o comunitate mică, dar care poate fi considerat un exemplu. Al doilea motiv și poate chiar mai important decât primul este că îmi place foarte mult cum sună Europa în regiunea mea. Și Europa este în regiunea de nord-est a României prin finanțările pe care le aduce aici, dar mai ales prin spiritul european care a început să se dezvolte și cuprinde tot mai multe categorii de oameni și instituții care, pe lângă faptul că obțin finanțare și poate mai important decât asta, înțeleg ce înseamnă spiritul european, îl promovează, îl dezvoltă și contribuie la evoluția întregii noastre case comune care este Uniunea Europeană. Am să încep cu o notă personală. Și eu sunt din regiunea de nord-est, sunt de pe malul Jijei, nu de pe malul Siretului, dar destul de aproape. De asta, când am aflat că regiunea de nord-est va fi implicată în campania Europa, regiunea mea, m-am bucurat foarte mult și m-am bucurat și mai mult când am aflat că a fost ales orașul Siret să fie implicat în această campanie, datorită faptului că am descoperit istoria orașului, am descoperit faptul că este un campion al atragerii de fonduri europene. Și acum colegii mei din comisie știu că orașul Siret a fost a doua capitală a Moldovei, știu că este orașul de baștină al Elisabetei Lipă și știu, iarăși cum am zis, că este un campion al atragerii de fonduri europene. Mulțumesc! Am să mulțumesc tuturor celor prezenți. Foarte mult, mai ales presei. Știu că e o ședință așa, mai o întâlnire mai tehnică și poate nu atragem foarte, foarte mult public în jurul acestui lucru mai de nișă. De aceea, încă o dată, pe lângă toată lumea prezentă aici, țin să mulțumesc tare mult presei pentru faptul că sunt aici. Oricât aș găsi cuvinte frumos aranjate, frumos meșteșugite și care fac parte din dicționarul explicativ al limbii române, nu pot descrie bucuria și faptul că această acțiune se desfășoară la Siret. Faptul că suntem în portofoliu de proiecte de succes la nivelul Comisiei Europene, pentru noi este o mare onoare, este un lucru absolut extraordinar. Dacă dau puțin timpul înapoi, Acum șapte luni, fără câteva zile, noi am intrat cumva în tranșee cu ghilimelele de rigoare. Și la acea vreme am avut foarte, foarte multe provocări în ceea ce privește criza refugiaților și
mobilitatea acestora. Totuși, în acea perioadă, atât cei care veneau din lumea politică sau din lumea mass-mediei ne-au lăudat activitatea. Cei din străinătate, mai ales oamenii politici, ne spuneau good job, am zis treabă bună, ne bucurăm și noi că suntem aici de folos unor nenorociți. Iar mass media, probabil titlul cel mai ilustrativ al activității noastre a fost în ziarul Le Monde din Franța, unde se titra faptul că siretul este un simbol și toată lumea o știe. Atunci, sincer, chiar mă gândeam la faptul că ce bine și ce frumos ar fi dacă siretul ar fi un simbol pe tărâmul fondurilor europene. Și știu de ce spun lucrul acesta, mai ales că noi avem în implementare foarte multe proiecte europene. Eram întotdeauna conectați la finanțări și așa mai departe. Iată că visam cu ochii deschiși și acel vis al nostru s-a împlinit astăzi. Ce v-am zis? Ce v-am zis? Ne-ați ascultat, da? Ne-ați văzut. Dragii mei, ăsta este un amfiteatru? Ce este asta, Tigușor? Un amfiteatru. Îți place cum arată? Interesant. În ce sens? În ce sens e interesant aici? Cinstit. Ce vezi tu aici? Ce-ți pui aici? O sală în care poți să pui niște scaune, numai că e întrept, așa, nu? Ăsta e amfiteatru, nu? 2022. Investim în viitor. Dragii mei, mie mi-a plăcut ce am auzit acolo. Îl felicit pe domnul primar Adrian Popoiu pentru că se zbate pentru orașul lui, pentru că vrea să întâmple câte ceva. Da, aici în Siret treaba e destul de oablă, cum se spune, pentru că s-au închis fabricile de moble, știi, da? Alu HS Timber. S-au închis și câteva sute, dacă nu, peste 1000 de muncitori, vreo 1200, nu? Au rămas fără locuri de muncă. Aici trebuie de făcut ceva urgent la Siret, dacă nu trebuia făcut acum vreo 10 ani. Acum nu știu dacă e prea târziu, nu știu dacă e altceva, nu știu dacă e ce trebuie. Eu îmi doresc ca să fie ce trebuie și îmi doresc, i-ați văzut și pe tinerii aia care e absolvent de liceu, care ghiși ce? Îngroașă rândurile în alte forțe muncă, în alte părți. În alte părți, nu la Siret. Siretul are nevoie de ceva mai mult și cred că ar trebui un pic apăsat pe accelerație. Altfel, zona asta de la graniță va deveni în foarte scurtă vreme, ușor, ușor, doar muzeu. Pentru băieții care vor veni să vadă, mamă, aici am făcut liceu, da, ce frumos. Îmi doresc să nu se întâmple așa, să n-am dreptate. Dar pentru asta trebuie mult de investit, trebuie foarte mult de gândit și trebuie de oferit acestor copii o proiecție pentru cel puțin 10-15 ani de aici înainte. Aici, la Siret, nu în altă parte. Pentru că dacă băgăm bani în fabricile din Germania, ca asta facem, în forță de muncă calificată pentru Germania, Spania, Italia, Anglia, e păcat. Înseamnă că nu ne-am atiținut. Oricum le urez succesul de la Siret, de la Las cu Vodă. Dragii mei, sus inimile!